Salutare tuturor fraților și bine ați venit probabil la unul dintre cele mai creepy videoclipuri pe care eu le-am făcut până acum, deoarece astăzi, băieți și fete, o să vă prezint cele mai creepy apeluri video de pe Zoom, care, grijă mare, sunt 100% reale. Nu uitați, fraților, să apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem episoade de genul și eu zic să începem. O să ne asemenea videoclipul ăsta care se numește 3 apeluri de coșmar de pe Zoom, care totodată sunt reale și sunt poveștile unor oameni care au stat pe Zoom și au avut niște experiențe pe bune de neuitat și cel mai probabil au rămas traumatizate, Doamne ferește. Zoom Call Horror Stories. Let's go, fraților, chiar sunt curios. Deci avem prima poveste, voi nu vedeți aici, o fată Melissa D, după Arit Rikaki și după o poveste numită Sad. Acum o să înceapă, hai să vedem prima poveste, let's go, să vedem primul apel cum a fost. Hai să vedem. It was sometime in April, peak corona time in my state. Quarantining and lockdown were still in effect. Ok, fraților, deci acum povestește persoana asta, bănesc că este o fată, că acolo se cheia Melissa sau ceva de genul, ci că era undeva prin aprilie și virusul corona își făcea de cap și era în carantină și, ce zic, stătea toată ziua pe laptop și în casă. Și că și nu avea nimica de făcut vinerea și sâmbăta decât să stai pe apel video cu prietenii tăi. It was like a week after I finally hopped on the wave and agreed to jump on a Zoom call with my four friends. Ok, și întâmplarea s-a chestia asta s-a întâmplat abia după o săptămână, pentru că persoana asta nu prea voia să stea pe Zoom call, însă din cauza plictiselii bănuiești și că prietenii ei au stresat, au zis, bă, hai să mă bag și eu pe Zoom call. Ashley, Haley, Sylvia and Alexa. Ok, și ăștia erau prietenii ei, Ashley, Haley, Sylvia și Alexa. Ok. Era o Friday night. We were going to be playing drinking games and just staying up until the early hours of the morning. Ashley shared the link to join the Zoom call in our iMessage group. Ok, fraților, deși că nu era absolut nimic ciudat, efectiv ce făceau, stăteau până dimineața, jucau anumite jocuri cu băutură, se distrau normal, adică nu era absolut nimic suspect momentan, grijă mare. Și efectiv asta care a făcut Ashley a făcut apelul, o dat link-ul pe grupul lor. Au intrat toți unul după unul, prima dată a intrat Ashley, după el Haley, Sylvia și trebuia și Alexa. I was the only one on my phone. So okay, s-a băgat și el pe laptop și ea, nu știu dacă ea sau el, ok, și că Alexa asta noastră nu a intrat din prima. Ați văzut că a zis că, bă, toți au intrat aproape deodată la interval de câteva secunde, însă Alexa asta nu a intrat și după a intrat și ecranul ei era negru. We all joked around, chanting Alexa's name and ok, și am făcut caterincă de ea, doar glumeam. S-a întrebat de ce s-a întâmplat cu webcam-ul ei. Into the text chat of the Zoom call, saying she didn't know what was wrong with her webcam and microphone, that it said both were offline. Ok, deși că ăștia au întrebat pe bun, Alexa, acum am pornit și microfonul și camera, dar ea nu zicea nimica și a scris pe chat-ul ăla că nu știe ce se întâmplă, pentru că și camera și microfonul apare ca și cum nu ar fi corectate, că sunt offline. We continued to joke around about it. Am început să facem caterincă din nou și am încercat să o ajutăm. Really know how to be of much assistance with that. Eventually she typed in the chat, BRB, I'm gonna go try to figure this out. Ok, și deodată asta a scris be right back, o să mă duc să, adică o să revin imediat și o să mă duc să văd ce pot să fac. Ok, și au început să, na, să fac Zoom call-ul, vorbeau, toate chestiile astea și așteptau pe Alexa. Something randomly happened sometime into our call. Dar zic că s-a întâmplat o chestie foarte random în apelul nostru. Ceva care, la care nu se aștepta nimeni. Alexa's cam suddenly started working and her box went from black to showing an old creepy man doing something I really don't want to repeat. Ok, fraților, fiți atenți. Deci știi că deodată, cât timp erau acolo, n-au auzit nimic de Alexa, s-o aprins camera ei. Și au văzut un om bătrân super ciudat care făcea, nu vrea să repete ce făcea. Și așa zice băiatul ăsta. Sau fata asta. He jumped to close the laptop and the screen went dark again. Mamă, și că când a observat că s-a pornit camera, a închis laptopul. Bătrânul ăsta așa ar fi să închidă. We tried calling Alexa, but now it seemed her phone was off. Mamă, frate, și că toți s-au speriat, au început să sune pe Alexa, însă avea telefonul închis. We didn't have her mom or sister's number, so we all. N-aveam numele familiei. Așa că fiți atenți, s-au panicat. Mamă, ce prieten adevărat, s-au dus la Alexa acasă să vadă ce se întâmplă. Hai să vedem.
We asked her if Alexa was home. Ok, deci că i-a răspuns maica sa și părea foarte, foarte agitată și ăștia au întrebat dacă Alexa e acasă. A spus da și a chemat-o jos. Hopa, păi înseamnă că nu s-a întâmplat nimica, nu? Alexa, never responded, though. Alexa nu a răspuns. Said she had just gotten home an hour ago, but that Alexa's door was locked half an hour earlier. We all explained what happened on the Zoom call, and she freaked out and ran upstairs to bang on Alexa's door. Ok, deci că Alexa asta a venit acasă abia acum o oră și ăștia i-au explicat tot ce s-a întâmplat în apelul ăla cu moș, cu toate chestiile astea, maica s-a speriat și s-a dus sus la camera lui Alexa. Și n-a primit niciun răspuns. Mamă, toți s-au speriat. Alexa's mom called the cops that second. And when Officer Perry showed up, we told him everything. Și că, cum îi zice, maica s-a sunat la poliție și a venit ofițerul, un ofițer de acolo pe nume Perry și i-a spus iar absolut cu apelul cu toate chestiile astea. He called for backup and went upstairs to knock on the door and tried to reason with whoever could be in there. When there was no response, ok, și că s-a dus sus aici la ușa, a încercat să vorbească frumos, să întrebe dacă e cineva acolo, însă nu avea absolut niciun răspuns. Deci parcă teoretic nimeni nu era acolo. Așa că a dat ușa jos. Când a dat ușa jos, nu era nimeni în pat. Și că nimeni nu era în cameră, fraților. Păi și unde-i surera noastră, Alexa? The window was wide open, enough for someone to crawl through and hop outside down to the awning. Mamă, da, și că era fereastra deschis destul de mult pentru o persoană să fugă. We all found Alexa in the basement minutes later. Și că am găsit-o pe Alexa, au căutat toată casa și au găsit-o pe Alexa în subsol. He was hiding under a blanket in the corner of the room. Și că se ascundea după o pătură. She saw some older man with a big knife sticking out of his pocket in the living room. So she snuck down to the basement and hid. She didn't know when it was safe to come out of hiding, as she couldn't hear her mother getting home. Mamă, fraților, bă, ce interesant e Alexa. Deci au găsit-o pe Alexa, era teafără, n-avea nicio treabă. Și au întrebat-o ce s-a întâmplat și de ce stă în subsol. Și că când a venit acasă, acum o oră, a văzut un bătrân cu un cuțit în mână în living room, în sufragerie. Și s-a speriat așa că s-a dus la subsol și a stat acolo până când a auzit, gen, nu a auzit-o pe maică sa, dar trebuia să stea acolo până când era sigură că băiatul ăsta pleacă. Și cel mai probabil ăsta a plecat abia atunci când a venit poliția și stătea în cameră la Alexa cu ușa închisă. What the fuck? Police backup finally showed up. And the information of the break-in and the man was sent to the local news outlets to alert people to be on the lookout. Ok, și zic că a venit mai multă poliție, s-a făcut o alertă, da, și la știri, să fie toată lumea atentă. Might have saved Alexa and her mother's lives. Și că este, da, mă, frate, bă, la asta nu m-am gândit, zic că e, bă, gândiți-vă că apelul ăla i-a salvat viața. Că pentru că dacă nu erau ăștia să vină, să maca, să vină ei detectivii, să vadă ce face Alexa, toate chestiile astea, nu se întâmplă absolut nimica. Și poate ele, Doamne ferește, li se întâmplă ceva. Hai să vedem, povestea a doua, fraților, hai să vedem despre ce e vorba. Bă, prima, bă, mișto, horror, dar, bă, bine că a fost cu un final fericit, știi ce zic? Ia uite pe ăștia. My friends and I decided to hold a Zoom reunion, as we had not seen each other for quite some time. Mamă, cât ies aici, fraților, deci că acum câteva săptămâni eu și cu prietenii mei am decis să ținem o reuniune pe Zoom call pentru că noi ne-am mai văzut de foarte mult timp. Puteți să vă cât ies, fraților. All of us finally had the time to chat since there was a lockdown in our country. Deci că și toți am găsit, cum îi zice, toți am putut să vorbim, nu știu cum vorbeau 30 de oameni la același timp, nu mă întrebați. Și zic că toți au găsit așa un loc până la urmă Zoom call-ul și un timp să vorbească pentru că era carantină în toate țările în care stăteau ei. Adică toți erau studenți de facultate și majoritatea au pierdut contactul cu ceilalți. A, ok, și au postat că pe rețelele de social media, că fac cu o reuniune pe Zoom și cu oricine e bine invitat, frumos. Am primit răspuns de la foarte mulți oameni. Ok, și zic că am acceptat și oameni pe care noi personal nu-i știam, pentru că îi știau pe alții care au intrat la noi pe Zoom, că adică a acceptat pe toată lumea. Hai să vedem. We wanted it to be a big social event and didn't really care who joined. Dar nu prea ne păsa cine intră, voiam doar să fie ceva mare. Finally, the day of the reunion arrived. I scheduled a meeting and posted it on my Instagram story because there were too many people to individually text.
which I now realize was a big mistake because I had basically given everyone access to join the Zoom call. Da, și ci că mamă, bă, nu știu dacă a făcut aici bine, știi ce zic, a dat link-ul de la Zoom call, o postat pe story-ul lui de pe Instagram. Și pentru că era lene să trimite la atâtea lume, că erau zeci, poate chiar sute de persoane care trebuia să intre și nu putea să le dea link la fiecare, că dorau o veșnicie, așa că a postat pe Instagram Story. Și că asta a fost o greșeală foarte mare, pentru că acum oricine ar fi avut acces la, la link-ul ăla. The Zoom meeting began normally. A început întâlnirea de pe Zoom. Toți eram fericiți că ne vedem, că nu știu ce. Some new friends through our mutual friends. Și că am făcut și prieteni noi. When someone called sat_n_20 unmuted their mic and started making groaning sounds. Ok, băieți, fiți atenți, zici că și după o persoană numită Sat barajos 20, un băiat numit Sat barajos 20, a început să facă niște sunete ciudate și a dat asta de pe mod și a început să facă sunete ciudate. Ok, ok, băieți. We had a friend named Anne, so we thought it was just her pranking us. We texted her to stop because it was getting annoying. Ok, și ci că având în vedere că poate-l chema N, avea o prietenă pe nume N asta, care și asta făcea foarte multe prank-uri. Și i-a zis așa, bă, să termin odată că deja devine iritant. Mamă, și că i-a zis lui N asta să termine cu prank-ul lui și ea a răspuns cu un pare rău că n-am putut să intru, însă avea alte treburi. Adică N asta nu era în apel. Deci era altcineva care sperăm că făcea o farsă. Ok, și le-a zis la frățiorul ăsta, ci că bă, deschideți camera și microfonul să-ți vedem fața, dacă nu, te dăm afară, știi ce zic. They didn't show their face. Și că nu și-a arătat fața, așa că i-am dat afară din întâlnire. Da, stai puțin frățiorul, că încă e link-ul acolo, știi zic, deja pe-aia dat afară. Și că și toți făceam caterincă de incidentul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Suddenly my network strength became weak and I had to leave the meeting. I joined back soon after, but Sat_n_20 had somehow taken the opportunity and re-entered the meeting in the few seconds that we unlocked it. Mamă, băi, zici că având în vedere că el ținea meeting-ul, i-a picat puțin netul și pentru câteva secunde a picat tot meeting-ul și în timpul ăla, fraților, a reintrat persoana aia. Ok. This time they began to share their screen and displayed a video of a black tunnel on loop. Ok, de data asta au dat partajare și au partajat ecranul a băiatul ăla și a dat un videoclip cu un tunel negru și era, da, era pe replay, ce zic, se tot repeta. We were terrified and a lot of people were leaving the meeting because of it. Mamă, și mulți plecau, ci că mulți ieșeau pentru că nu știau ce se întâmplă. But my friends and I were determined to find the person who is destroying our reunion. Și că da, eu și tovarășii mei voiam să vedem cine ne distruge reuniunea. The second my friend's network connection weakened, somehow the Sat_n_20 person became the host. There was nothing we could do now. Mamă, frate, deși că fiți le-a mai picat netul odată și persoana aia a devenit hostul, adică ea deținea conferința. And chanting something in a strange language. We could have left the meeting, but really wanted to know who was disrupting it. Ok, deși că iar am mai dat un videoclip în care erau ceva cuvinte într-o limbă ciudată, puteau într-adevăr să iasă din meeting cum au făcut și ceilalți, însă erau chiar foarte curioși și ne le întrerupe distracții. Suddenly the video stopped and Sat_n_20 started talking in a distorted voice about how my brother Rev had completed the ritual and attained salvation and we could take their help and do the same too. Mamă, fiți atenți, boys. Bă, fiți atenți că știe iarăși dăia ciudați rău de tot. Am mai făcut vreodată o reacție la chestia asta. Deci că ăla s-a dat de pe mut și a zis că, și că fratele lui Rat, așa-l chema pe băiatul ăla, a făcut ritualul și s-a salvat. Și că și voi puteți face ritualul. Ce ritual, frățiorul meu? Here's the thing. Asta e chestia, iată. Brother who died before birth. My parents had wanted to name him Rav. Mamă, băieți, fiți atenți, zici că e vorba despre fratele lui ăsta care zice povestea. A avut un frate geamăn care a murit înainte să se nască, însă din cauza că părinții lui erau foarte îndurerați, vă dați seama, Doamne ferește, au zis că, bă, până la urmă hai să punem și un nume. Și a pus numele Rat, așa îl chema pe băiatul ăsta. Și ăsta a venit și a zis că și că a făcut ritualul. They told me when I was very young about his prenatal death. Da, și că mi-a zis că n-au fost foarte mic, mi-a zis despre el. He begged me to never talk about him. Și m-a implorat să nu vorbiți niciodată despre el. Păi stați puțin, frate, dacă el nu vorbește despre el, 100% părinții lui nu au vorbit. Frățiorul ăsta de unde știe de Rat? Only my grandparents and parents knew about him.
Doar bunicii și părinții știau despre el. As the subject was too painful to disclose to others. Da, și zice că nici nu putea să vorbească cu alții pentru că era prea dureros subiectul. I had always wanted a twin. And blaming myself for his death, I never told anyone about him. Mamă, mamă, băi, și s-a zis că asta e de-aia. Am mai văzut și eu un videoclip pe Facebook ăla, ceva de genul. Și că ăsta întotdeauna se... își punea vina pe el că nu are un frate geamăr, pentru că teoretic erau doi frați gemeni. Și că el, cum îi spune, el a trăit și era, a murit. Da, nu cred că e vina lui, adică n-are nicio logică ce zice. Aia a fost. Doamne ferește. I was certain that the only people who knew about my brother in the city were my parents. Ok, și după s-a mutat într-un oraș nou și singurii oameni care știau despre chestia asta erau ei și părinții lui, pentru că cei mai aproape nu erau cu bunici acolo. Nici măcar nu le-au zis la cei mai buni prieteni despre chestia asta, nu o să zic chestia asta, frate. I had no idea how this Sat Ann 20 person knew about him. Nu-și dădea seama cum persoana asta, Sat 20, știa despre asta. They truly had no way of knowing that I knew about. Efectiv, n-aveau nicio șansă să știe. Now without a doubt convinced that this was a supernatural occurrence, I wordlessly exited the meeting. Mamă, deși că îi tremurau mâinile și și-o da seama, a crezut el că este o, băi, este ceva supranatural și că e ceva super, super nașpa, așa că a închis, a ieșit de pe meeting. I do not know what happened afterwards. Nu știu ce s-a întâmplat după. I didn't respond to my friends' texts and have since not talked to them. Mamă, și zice că de atunci nu le-a mai răspuns la text lui tovarășii mei și n-am mai vorbit nici cu ei. To this day, I know this is an experience I will not soon forget. Și că știu că este o experiență pe care nu o să uit niciodată, bă, fraților, gen, pe bune, man. Adică, foarte, foarte ciudat și dureros pentru el, vă dați seama. Haide să continuăm. Let's go, povestea trei, ultima poveste. Deci, bă, până acum, asta a fost cea mai horror și cea mai nașpa totodată. Adică a fost și cu final nașpa, prima a fost măcar cu final fericit, asta chiar a fost horror. Hai să vedem, povestea a treia. In April of this year, my school had a virtual classroom thing where we would do all of our assignments online on websites like Google Classroom and whatnot. They also told us about a new tool called Zoom where students and teachers can all have a virtual meeting to talk about school. Ok, deci că iară în aprilie, cel mai probabil din cauza coronavirusului, au făcut iară o întâlnire virtuală, frate. Și zic că acolo pe întâlnirea aia virtuală, ei în general foloseau Google Classroom și eu foloseam, boys, la școală, nu știu, scrieți voi în comentarii ce foloseați voi la școală. Foloseau Google Classroom la școală, însă profesorii zic că, băi, e o aplicație asta care e mai mișto, care nu știu ce, se numește Zoom. Hai să vedem. Well, one day in May. Într-o zi în mai, după ce mi-am terminat treburile, my dad went out on a night shift at his job. So it was only my mom and I, and my mom was asleep. I called my friends, and we all agreed to try a Zoom call out with each other to catch up on how everyone has been, and it also eventually ended with us playing some console games like Call of Duty. Ok, deși că într-o noapte de mai, acum începe situația, era acasă numai el cu maica sa pentru că tatăl lui era la muncă, a luat o tură de noapte și-o sunat tovarășii, bai, să facem un apel pe Zoom, căci că e aplicația asta, hai să vedem cum stă treaba, că 100% după ce o să vorbim noi câteva momente, o să ne jucăm ceva jocuri pe consolă, cum ar fi Call of Duty sau chestii de genul. At one point, around 10 p.m., pe la ora 10, ne jucam Modern Warfare. One of my friends, who I'll call Jack for privacy reasons. Și că și deodată un prieten, căruia o să-i spunem Jack, adică nu-l cheamă Jack, însă îi zicem Jack așa pentru motive de, da, motive private. A very sudden blurred movement behind me in my room. But he wasn't sure because my lights were off and the only light was from the TV in my room. Mamă, deși că și a zis lui băiatul ăsta, bă frate, și a zis lui, vezi că s-a văzut ceva ce se mișca blurat în spatele tău, însă nu era sigur pentru că nu avea lumină în camera, singura lumină era de la televizor unde se juca Call of Duty, știi ce zic? I have a somewhat small room with only my bed, a drawer next to my bed, a closet. Și care o cameră mică cu un pat, nimic special, o cameră simplă avea, presupun. I noticed that my pillow was on the floor. Și după ce a dat seama că și că plapuma lui era pe jos. Opa. I went over to pick it up. S-a dus o ia. I dismissed it thinking it accidentally fell or something. Și și-a dat seama că poate a picat, poate nu știu ce. So I just went back to play with my friends. About 10 minutes pass by, and Jack once again says he swears he sees movement behind me in my room. Mamă, și zice că au mai trecut câteva minute și Jack din nou zice că s-a întâmplat ceva și că e și că a mai văzut ceva în spatele lui. Deci frățelul ăsta are ceva în casă. S-a uitat în spate și a văzut că din nou a picat aia. Pofi că era vântul, frățelul.
This time I became anxious because I knew 100% I put the pillow in a place that it couldn't possibly fall without someone or something moving it. Mamă, și zice că aici s-a simțit foarte, foarte nașpa pentru că știa 100% că a pus această plapumă într-un loc unde, bă, numai dacă o ia cineva sau ceva s-o mute, adică așa n-are cum să pice, e imposibil, știi ce zic? I bend down slowly to pick it up. S-a dus jos să ia, da? Și după l-am auzit pe cea cum țipă. Rush over to my laptop sitting on my chair to ask him what was wrong. Ok, deci că voia să pune plapuma la loc și după l-a auzit pe frățiorul Jack cum țipă, a lăsat plapuma, s-a dus rapid la calculator și l-a întrebat ce s-a întâmplat. All he said was to look under my bed. Și că mi-a zis și că să mă uit sub pat. Mamă, fraților, se uită frățiorul nostru sub pat. Știți monștrii de sub pat? Frățiorul ăsta chiar avea. Hai să vedem. Și a văzut-o. I saw two glowing eyes which were lit up by the TV screen. Once the person realized that I saw them, they immediately jumped out and tried to grab me. Mamă, deși că și după a văzut acolo doi ochi, adică nu era o creatură, era efectiv o persoană, a văzut doi ochi de om, care erau așa, se vedeau ochii din cauza luminii de la TV. Când persoana de sub pat a realizat că ăsta a văzut-o, a sărit imediat pe ei să atace. I-a dat mare capac și i-a dat mare capac în nas. Mamă, ci că avea vreo 45 de ani. What? Long, dry, straight hair that looked... Și avea un păr lung. Hopa, frate, mi s-a închis camera. Fiți atenți că acum eu sunt următorul care moare într-un zoom call. Doamne ferește, știi ce zic? Haideți, haideți să continuăm. Hopa, să continuăm situația. He had a scratchy looking beard and was a very skinny but tall guy. Mamă, deci că era un băiat care avea părul lung, avea barba lungă, era foarte, foarte skinny și ci că era super înalt. Mamă, vreo 1,90 m și ceva avea frățiorul nostru. He fell onto my bed and I could see his nose was bleeding. Așa că a picat pe pat după ce i-a dat mare capac în nas, bravo frățiorul, bravo ție. I took my chance and ran to my mom's room and locked the door. Ok, și când a văzut că ăsta a picat pe pat și sângera nasul, s-a dus rapid în camera lui maică-sa și a închis ușa. I could hear his footsteps stomping through the house, coming towards the room. Și că și i-auzea pașii cum vine la ei în cameră. I-am zis la maică-mea să sune la poliție. Shouting at me to tell her what was happening. Și că și a tot țipat la mine, ce se întâmplă, ce se întâmplă? I-a zis, te rog, sună la poliție. She called the cops. A sunat poliția. Mamă, și auzea lui ăsta, ai grijă, frățiorul. When he came to the room we were in. Când a venit la camera, eram înăuntru. When he saw it was locked, he knew we were in the room. But he didn't bang on the door like I thought he would. Instead, I heard a small chuckle. And then I looked under the... Mamă, bă, deci asta e... Deschideți la comentarii dacă nu vi se pare asta mult mai creepy. Deși că a auzit, i-a auzit pașii și a dat seama că este în fața ușii. Și vă dați seama, când e în fața ușii se aștepta frățiorul nostru să bată la ușă insistent. Însă, bă, ce a făcut omul meu? A râs, a făcut un... Mamă, deci asta e mult mai creepy decât să bată la ușă. Hai să vedem. A little crack under the door, and I could see his feet standing there. As soon as I looked under, he looked through the crack as well, and I could see his bloodshot eye. I also saw a couple drops of blood on the floor. Mamă, fraților, și după s-a uitat pe sub ușă și l-a văzut pe el, și el s-a uitat pe sub ușă și avea nasul spart, avea sânge pe față. Door, I heard you'll pay for that in a psychotic, high-pitched, childish voice. Mamă, și cică a auzit o voce super psihopată care zicea o să plătești pentru asta. Mamă, și că s-a dat în spate, a început ăsta să bată în ușă și să țipe ca un nebun. Mamă, săracul de el. Mamă, și că maică-sa plângea. Atunci, auzi sirenele, mama, a venit poliția, ce rapid. Mamă, dar și că auzi, bă, ce tryhard era ăla. Deci că au auzit sirenele, toată lumea le-a auzit, dar ăsta tot țipa și dădea în ușă. Bă, care era treaba cu el? Și că poliția a bătut la ușă, dacă n-au auzit că a țipat ăla, au spart ușa și au intrat peste. Like something from a movie. Ceva, și că ca în filme a fost. I thought the police already got him. When I opened the door, I saw the man facing the two officers, looking like he was going to attack them. When he stepped towards them, one of them shot a taser at him and he immediately fell and started shaking. Ok, deci că ăsta, bă, n-avea frică, efectiv a venit poliția, el credea că poliția deja l-a prins, însă când a deschis ușa, au văzut că ăla, frățiorul nostru, care ce frățiorul nostru, criminalul ăla, care a intrat la ei în casă, se uita la polițiști și bă, voia să-i atace, însă a scos un polițist un taser, l-a electrocutat și l-a pus la pământ. Violently. They cuffed him and took him out to the car. Și că l-au încătușat și s-a dus nu știu cum. Și după a venit să-i pune niște întrebări.
le-a spus toată povestea. Started searching for the place of breaking and entering. And it turned out that he had broken in through the window in my dad's office room. And they found a small axe and drill under my bed in my room. Mamă, frate, deși că și după au făcut o investigație și ăsta și că a intrat prin biroul tatălui, a intrat la el în casă și sub patul lui unde stătea ăla, a găsit un topor micuț și un drill. Holy shit. We later found out this man wasn't documented and no one knew who he was. Mamă, și că... Mamă, și că băiatul ăsta, bă, nu era documentat, adică nu avea buletin, nu avea nimic, nimeni nu știa cine era, o fantomă. To a mental institution, but that's not the worst part. The police later tried to find out where the man originally lived. And all... Ok, fraților, dar acum, și că acum vine cea mai proastă parte. Asta a fost trimis la ceva instituții de boli mentale, dar după poliția, bă, trebuia să se gândească, bă, de unde vine omul ăsta și de ce a intrat la tine în casă. Și că știi că ăsta stătea în pădure, locuia în pădure lângă casa lui ăsta. The police went searching for his home for any evidence. They found a small secluded area in the woods with a small wooden shack. When they went in, they told us that they found multiple weapons, bags of old food, and worst of all, two pictures of me, one of me asleep, which was taken from inside the house, outside my bedroom. Mamă, frate, fii să ne zici, după poliția s-a dus să caute dovezi și au găsit o mică cabană în acolo și când au intrat au văzut foarte multe arme, foarte multă mâncare, fraților, mâncare veche pe care ăștia au aruncat-o la gunoi. De ce au luat mâncarea? What the fuck? Și două poze, o poză cu el care, cum îi zice, care dormea și era luată din înăuntru casei. And one of me eating dinner from outside the window. Și că încă una în care el mânca cina, care era făcută din după fereastră. Sper să nu se întâmple ceva. Mamă, fraților, și speră ca nimeni să nu mai aibă așa experiență. Mamă, fraților, deci am reacționat de la frățiorul ăsta Mr. Nightmare. Bă, băieți, bă, deci super, super horror. Gândiți-vă că chestiile astea au fost reale. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne revedem curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, vă urez o zi minunată. Ciao!